Salutare, dragi prieteni, numele meu este Gelu Diaconu și vă vorbesc ca de obicei din biblioteca lui Gelu. Înainte de a intra în subiect, o să vă rog ca de fiecare dată să vă abonați la canalul nostru YouTube. Ne ajutați în felul acesta să creștem și să avem o vizibilitate mai mare. De asemenea, vă rugăm să intrați pe site-ul Patreon, pagina 1000 de semne, unde puteți sprijini prin donații toate proiectele noastre. Bun, astăzi îl avem în biblioteca lui Gelu pe Vasile Ernu. Bine ai venit, Vasile! Mulțumesc pentru invitație și vreau să te felicit foarte sincer pentru ceea ce faci. Eu admir foarte mult ceea ce faci și apreciez mai ales... Eu sunt anumite proiecte care eu le numesc modeste, dar modeste în sensul foarte bun. Adică sunt foarte importante, semnificative, făcute de oameni devotați care nu au în spate nici instituții, nici care ar trebui să fie. Așa că am venit cu... Chiar cu mare, cred că m-aș fi cerut dacă nu mai fi invitat. Da. Mulțumesc și eu pentru că ai venit, ai fost foarte prompt. Trebuie să recunosc că am avut așa ceva trepidații pe aici prin bibliotecă, am zis, băi, trebuie neapărat să vină Vasile. Și au fost și ceva emoții, adică mă gândeam, tu ești un tip cu atâta vizibilitate și nu știu ce, nu mă gândeam că s-ar putea să ne spui, domne, știi, nu, dimpotrivă. Nu, prefer să mă duc, nu, sunt, urmăresc zone care îmi plac, sunt, urmăresc zone care mai puțin vizibile, recunosc că nu mă atrag atât de mult zonele care sunt prea vizibile și cumva într-un soi de scenă ușor accesibilă și nu, prefer variantele astea, repet partea asta de anumit tip de modestie în ce facem, că cred că pentru fiecare e foarte important să știm locul nostru, cum facem și mai ales eu susțin că trebuie să ajutăm exact aceste sectoare, care sunt foarte autentice, pentru că ele se produc prin dorința oamenilor de a face ceva, adică nu se țin nici pe bani, nici pe marketing, nici pe instituții, ci pe această pasiune. Iar eu cred că acești oameni, cum ești tu și mai sunt câțiva oameni care fac lucruri foarte importante, sunt de multe ori mult mai semnificativi în câmpul nostru cultural mai ales, care e cam sărăcuț, să recunoaștem, mai ales pe zona asta media de vizibilitate. Nu mai avem reviste, nu mai avem canale TV unde se dea cultură și mai departe. Așa, așa că ne refugiem în aceste insule, așa, ca în Evul Mediu, în micile mănăstiri, din aici în ce cartier suntem, în Ghencea. Iată, în Ghencea, într-un apartament mic din drumul Taberei, se fac lucruri extraordinare, nu se fac în centru, pe Magheru sau nu știu unde. Mulțumesc, asta e o reclamă care contează foarte mult pentru noi și tot ce pot să-ți promit este că, într-adevăr, suntem independenți, facem lucrul ăsta pe spezele noastre, cum ar veni, deci nu avem ajutor de niciunde, ne-am ajutat noi înșine și am făcut toate proiectele astea gândindu-ne, da, mai ales pe Patreon, mi se face semn din regie și aici ne-a intervenit prima bulbă că n-am înțeles prea bine ce este, dar oricum, ideea este că le mulțumim celor de pe Patreon care ne susțin proiectele noastre. Deja sunt două proiecte, avem site-ul 1000 de semne și acum biblioteca lui Gelu, acest podcast. Le mulțumim și vă așteptăm și pe ceilalți să ne susțineți, mai ales că susținere financiară nu există și e complicat. Trăim vremuri complicate din punct de vedere al culturii. Ce voiam să spun, Vasile, mai devreme, este faptul că atunci când am început 1000 de semne, principala mea idee era să fac reportaje de la fața locului. Lansări, evenimente culturale, etc. Am reușit să fac chestia asta până în pandemie, când s-a terminat totul. Și de atunci am rămas un pic așa suspendați, știi? Ne-am concentrat atenția pe site, pe ce puteam să facem acolo și uite, acum avem oportunitatea asta de a face podcastul și mi s-a spus că pe partea culturală este unul dintre puținele proiecte care da, sunt. Așa este, pentru că marea parte a lumii s-a dus spre divertisment. Este o anumită zonă politică, este o anumită zonă de showbiz. Ce urmăresc eu? Din păcate, foarte puține podcasturi sunt cele din zona, să zice, știință.
din zona culturii generale, pentru că există un trend în Occident foarte puternic, că urmăresc, să zicem, piața occidentală și piața estică, și recunosc că sunt o mulțime de podcasturi care le ascult cu mare plăcere, pentru că mă ajută, înțeleg, învăț. Sunt o mulțime de domenii, de exemplu, care nu le știu, dar mă interesează. De exemplu, urbanism. Care sunt pasionat, dar nu sunt profesionist. Adică și învăț o mulțime de lucruri, chiar și la vârsta mea, vreau să învăț și eu, despre urbanism, despre inginerie. O mulțime de lucruri care nu le-am învățat la timpul meu. Să, de exemplu, de ce să construiesc așa și nu altfel. Și sunt o mulțime de podcasturi. Din păcate, la noi încă e o piață foarte săracă, așa că să sperăm că tu vei avea succes cu aceasta, pentru că e o zonă culturală destul de îngustă la noi. Mulțumesc. Și dacă tot vorbim de cultură, uite, așa cum spuneam și puțin mai devreme, ți-am făcut un mic stand de autor cu cărțile tale. Eu mărturisesc că nu le-am citit pe toate, pentru că așa s-a întâmplat să fie, dar le-am aici și le voi citi. Bineînțeles că am citit Născut în URSS, e un fel de pașaport al tău, așa, reprezentativ, cartea asta. Da, a fost la Polirom. Cartea de debut. Sunt multe ediții. Dacă da, vreo 6 ediții, tradusă în peste 10 limbi, apare, chiar zilele astea trebuie să apară în Japonia. În țări din Asia trebuie să mai apară. Da, a fost cartea mea de debut, care mi-a adus multe laude, multe premii și multe înjurături, dar asta este deja istorie. Evident că de atunci a trecut multă apă, s-a scurs. Mă miră că se editează în continuare, adică practic în fiecare an aproape câte o ediție nouă sau la câțiva ani. Am debutat în 2006. Deja uit. Hai să vedem. Da, așa e, debut. Trebuie să fie aici. Asta e ediția din 2010, dar 2006. Da, 2006 am debutat. De atunci am scos multe cărți. Am încercat să rămân în această zonă a docu-ficțiunii, zic eu, un soi de ficțiune documentată, adică are la bază o realitate, să zicem, o bază documentară, o istorie reală, să zicem așa, și eu o ficționalizez. De asta există mult bibliografism, există mult reportaj, există mult analiză și mai departe, dar ea e ficționalizată împingând spre zona ficțiunii, dar nu este ficțiune în sensul pur al cuvântului. E un domeniu în care în Occident e foarte gustat. La noi, din păcate, sunt printre puținii care fac acest gen de literatură. Dar eu mi-am asumat acest lucru, mai ales în trilogie se simte și mai mult această muncă, mica trilogia marginalilor, cei cu sectanții, bandiții și izgoniții. Da. Acolo lucrez mult pe acest domeniu, adică acolo deja iau chestia asumată. Dacă prima mi-a ieșit din întâmplare, nu m-am gândit. N-a fost din întâmplare. Da, în sensul că... Adică ți-ai propus... Prima carte am scris-o mai degrabă dintr-un soi de nevoie de a-mi explica mie niște lucruri, de a-mi povesti mie niște lucruri, dar nu am gândit asupra procesului de scriere. Chiar dacă vin din zona teoretică, adică știu ce înseamnă textul, știu ce înseamnă hermeneutică și mai departe, am terminat, absolvit filozofie, am niște cunoștințe, dar nu m-am gândit niciodată la mine ca la un scriitor. Nu aveam astfel de vise, Doamne ferește, tot mă interesa cu totul alte lucruri și, în general, sincer să fiu, disprețuiam destul de mult. Era tipul ăla de orgoliu de băiat de la filozofie, da, care se uită de sus, da, la lumea literară. Publicistica te interesa? Da, mă interesa mai degrabă ca o exprimare eseistică, am scris în diverse reviste. Dar iarăși era o muncă marginală la mine, nu era o munca principală, nu mă gândeam la asta. Și cartea a fost ca un accident, a apărut efectiv ca un accident, nu mi-am propusesem și a avut o criză, a fost și o criză, m-am mutat de la Cluj la București și a apărut destul de întâmplător. Ea inițial era gândită ca un proiect colectiv, am zis că hai să scriem toți cei care am trecut prin generația mea, prin această experiență, să povestim această viață cu diversi prieteni din copilărie, din adolescență, copilărie. Și n-a ieșit, fiindcă toți erau plecați, unul în Canada, altul în Australia, altul în Viena, altul în Paris, altul la Chișinău, eu la Cluj eram. N-a ieșit și atunci am scris-o eu, așa, dintr-un foc, cred că am scris-o într-o lună și ceva, a fost ceva foarte
așa dintr-o. Cartea, nu știam ce să fac cu ea. Chiar apropo, cum a fost percepută la când ai dat-o la Polirăm? Sau cum ai? Cum deci, ai? Chestia că a fost foarte haios. Eu plecasem, terminasem, eu înainte de asta am lucrat la Cluj, la editura Ideea, eram director la Ideea, cei care fac revista de artă, de artă și societate, Ideea, și, și editura Ideea, care era o editură de filozofie, critică socială, foarte bună, arata bine, foarte inteligentă, cu prietenii mei din Cluj o făceam. Și eu atunci am decis să plec. Pentru mine am intrat într-o soi de criză, am niște depresii personale, nu mă mai regăseam și am zis gata, plec, m-am mutat la București. Am decis să mă mut la București. Când m-am mutat la București, a fost perioada asta de luni, în iarna 2015-2006, și eu căutam de lucru, în timp ce scrieam această carte, căutam de lucru. Și evident că m-am întâlnit întâmplător cu domnul Lupescu și el mă cunoștea pentru că fiind și în Breantlă. Și v-ați întâlnit în București? Da, în București am întâlnit cu domnul Lupescu. La un târg sau unde? Da, nici nu mai știu sincer, ne-am întâlnit și eu căutând de lucru. El mă știa de la alte edituri, știa ce fac și mă aprecia pentru că eram o editură mică, mă vedea, nu eram nicio concurent, adică era un băiat care se pricepe la niște lucruri, știi? Și i-am zis domnului Lupescu, zic, uite, caut de lucru, și l-a zis, chiar am nevoie de niște oameni la București, că era încă secția Tăman atunci se dezvolta și partea de București. Deci tocmai era angajat și Bogdan Stănescu și Oana Boca și eu am nimerit și el zice, știu ce faci, nu-mi trebuie recomandări pentru că deja ai experiența asta. Zice, uite, te iau să te angajez pe post de consilier. Eu m-am bucurat și atunci zic, dar nu vrei ce o carte? El când a auzit de cărți, îți dai seama, unui editor, adică eu vreau să-l angajez pe omul ăsta și ăsta îmi vinde mie exact, cărți. Da. Și l-a zis, a zis așa ceva de timp, trimite, dar nici eu n-am avut speranță, fie, adică nu putea să mă refuze, că omul tocmai m-a angajat. Și suna puțin și eu mă gândim, zic, omul m-a angajat și acum îi vând și eu, îi dau și pe sub mână și o carte, știi, care nici n-am avut nicio speranță, zic că cred că o să uite. Ți-a dat omul un deget și... Exact, a fost cumva și prima eu chiar m-am gândit, zic, oleac, cred că am gafat aici, știi, nu trebuia să mă duc la altă editură, nu? Și îi trimisesem, i-am trimis vreo 7 capitole, mă rog, cartea are în capitole mici, i-am trimis cartea lui domnului Lupescu, recunosc că n-a trecut 2 sau 3 zile. Și mă sună, zice, băi, stai, așa, zice, eu, zice, n-am apucat să citesc, dar i-am dat lui Lucian Teodorovici. Nu ne cunoșteam, deci nu aveam pile sau ceva, deci, efectiv, nu, pe Lupescu nu știam așa vizual, nu aveam nicio... Dar nu v-ați întâlnit la Iași? Nu, noi de la Iași nu ne știm. Culme, da, dar eu cu literatura n-am avut nicio treabă. Nu i-am cunoscut pe loc. Pe ei m-am cunoscut după asta. N-am avut nicio treabă cu lumea literară. Nu știam pe nici habar, n-aveam cine e Lucian și așa mai departe. Nu cunoșteam. Nu m-a interesat domeniul ăsta. Era altă lume pentru mine. Și zice, bă, a venit Lucian după seara, i-am dat, a doua zi o citește și o zice, a venit și mi-a citit și mie. Zice, murim aici de râs, povestim. Zice, ne-a plăcut la nebunie. Zice, gata, o scoatem. Zice, într-o lună... Un șoc așa pentru da, pentru mine a fost, adică nu m-am așteptat. Și, deci, nu re-exagerez, cred că în martie am dat-o și în mai a apărut sau ceva. Adică a fost tot atât de repede. Cartea ne fiind și nici mare, ușor au redactat-o ei, s-au umblat puțin și au făcut-o și au fost... pentru mine a fost... și în mai am lansat-o la sfârșitul mai, nu mai știu, ceva de genul ăsta. Am lansat-o în București. Asta a fost încurajator. Pentru că editura Polirom fiind ca atunci și acum, fiind în avampost, adică era cea mai importantă, cea mai citită, mai ales pe zona literară, pe zona de limba română, dar și pe traducere. Și mi se pare că, cum îi spune, colecția asta era la început atunci. Da, sau... nici nu mai știu. Eu nici nu știu. Pe mine, spun că eu nefiind, neurmărind domeniul ăsta de literatură și nu știu ce, eram pe filozofie, critică socială, da. Politică, astea mă interesau. Nici nu mi-am pus problema și pur și simplu am trezit cu cartea în mână, adică de la manuscris la asta a durat 2 luni, ceea ce oricine, acum eu știu foarte bine cum funcționează editurile, dau seama că asta se întâmplă foarte rar și foarte greu, adică e o întâmplare fericită, că de obicei ajungea manuscrisul putea să zace acolo câteva luni, pentru că nu din cauza că sunt reali, oamenii au intenții reale, ci pur și simplu au mult de lucru și sunt puțini. Și eu știu foarte bine cât de muncă au acești redactori care trebuie să citească manuscrisul la nesfârșit și trebuie să aștepți rândul. Pe urmă să începe
pregătirea, pe urmă, așa mai departe. Poate să dureze un an de zile cel puțin. Asta e varianta bună, știi? Un an de zile de la predare la nu știu ce. La mine a durat două luni, ceea ce până la, de la da manuscris și avea cartea în mână, ceea ce acum mi se pare o minune într-un fel. A fost o întâmplare, evident, cartea probabil a nimerit și într-un moment potrivit, pentru că am fost printre primii care cumva până atunci era toată lumea cu, în comunista suferința, era pe elementul ăsta care era normal, adică veneam după un Dar tu ai schimbat vocea. Eu am schimbat puțin accentele, pentru că era normal ca după anii, după 90, să se pună accent pe această tragedie imensă prin care a trăit într-un regim autoritar, totalitar, cu violență foarte puternică. Evident că oamenii aveau multe să-și plângă necazurile și era firesc. Dar trecuseră deja 15 ani, 16 ani și am schimbat puțin măcazul pornind, evident nu era o noutate pentru că în Occident, în țări precum Germania Democrată, fosta democrată în federală, în Germania se vorbea despre acest lucru, exista trendul nostalgia, cum numesc eu, ei. Și cumva am încercat să spun, bun, hai să povestim pentru o altă generație, altcumva, și elementul de viață, adică am și iubit, am și urât, am și dansat, am și băut, am și cântat, am avut și fericirile noastre, pentru că viața își vede de cursul ei, indiferent de regim și ideologie. Și asta a prins foarte bine și mai ales la criticii foarte tineri au sesizat această punere în alt tip de discurs, alt tip de abordare, care cumva m-a propulsat și într-o polemică foarte mare, pentru că o parte mă condamna ca să fiind nostalgic. Evident că nu aveam nicio treabă cu nostalgia în sensul... Trebuie să ții vorba că am de întrebat okay, aici. Da. Și asta a fost aventura cu debutul meu. Și m-am trezit peste noapte, când toate culmea că eu nu știam că trebuie să urmăresc și presa. Nu mă interesează, sincer, eram un om destul de cool, citesc presa, vorba aia, urmăresc, nu știu. Dar zona literară, pentru mine a fost o zonă care nu m-a interesat, nu o cunoșteam, nu vreau să am de-a face cu ea. Și acum, brusc, m-am trezit, de exemplu, când mi-a spune, mamă, tu, mai ales atunci era în 2006, să iei premiul Uniunii Scriitorilor, sau pe atunci încă era ceva, un mare prestigiu. Da. Și le-am luat pe ambele deodată. Și toată lumea, dar eu nu-mi dădeam seama că asta, cât de valoros e lucrul ăsta. Și atunci, evident că m-a propulsat povestea asta într-un soi de pole position, într-o poziție din față, și a trebuit să mă trezit să dau o mulțime. Pe atunci se scria mult în presă, țin minte că era perioada de vârf. Erau multe, Păi, acum, într-o zi, făceam un dosar și mă gândeam, deci, în anii ei, în primii ani... Pe zona culturală. Da. Păi, da. Eu m-am uitat câte cronici am născut în URSS. Păi, sunt peste 100 și ceva de cronici în primii ani, în primul 1 și 2 ani. Astăzi, când sunt mult mai cunoscut, să zicem, când am cumva mă și cunoaște, mai sunt și responsabilități. Ei, acum s-au mai așezat lucrurile, nu mai este o acum surpriză. Acum când prind 10 cronici pe o carte bună... Zici că ai dat lovitura. Da, și atunci mi s-a părut, mamă, cum era în 2006. Era Cotidianul, dacă ții minte, acolo era redacție de cultură, cu 5-6 oameni angajați. Da. Veneau la lansări, îți luau interviuri, 2-3 reviste, televiziune și mai departe. Dar nu mai zic la TVR, culturalul. Și toate s-au dispărut. Au rămas numai zonele independente, site-urile, blogurile și mai departe. Presa aproape că și-a... De exemplu, eu acum lucrez pentru... Scriu pentru Libertatea, care acum a devenit un soi de cea mai quality revista noastră de când a fost preluată de Tolontan și m-a invitat să scriu acolo. Scriu rubrică de opinie și am zis, dacă tot scriu la tine și tot mă plătești, hai să facem și un bine. Zic, ce propui? Și eu zic, uite, hai să scriu măcar două interviuri cu... Se cheamă Literatura la zi. Știi? Știu, îți urmăresc Și am zis, dacă tot faci... Eu pot să fac lucrul ăsta și fac interviuri cu scriitorii care scot cărți asta și m-a lăsat să fac două interviuri pe lună. Ceea ce eu zic, acolo vede lumea, zic, atâta pot face și eu, știi? Cumva nu fac neapărat că trebuie să câștig o bucată de pâine, dar asta chiar puteam să fac orice altceva, știi? Puteam să fac cu VIP-uri, că e mai ușor și mai... Dar o faci oarecum independent, adică nu trebuie să pontezi, să nu știu ce... Nu. O fac cu cine vreau, redacție, când vreau, n-am nicio obligație. Asta și evident că încerc să adun oameni care chiar contează, încerc să iau din diverse domenii, că nu vreau să... Eu sunt împotriva ideii de a trișa, adică nu-mi promovez prietenii sau... Evident și că, dacă am și, da, eu încerc să... Plus că mă interesează, dacă vrei să faci o imagine a literaturii, să iei și oameni care chiar nu-ți convin, dar trebuie să știi să-i apreciezi. Adică sunt oameni care, de exemplu,
avem opinii diferite asupra lucrurilor, dar nicio problemă. Chiar asupra unora radical diferite, dar știu că e un scriitor important. Și chestia asta trec dincolo de orice. Eu întotdeauna susțin, noi trebuie să avem aceste poduri peste, indiferent că tu ești conservator sau eu mai de stânga, tu ești liberal sau nu știu ce, nu contează lucrurile astea. Contează în ecuație, dar trebuie să-i respectăm și trebuie întotdeauna să comunicăm. În momentul în care ne rupem comunicarea, ajungem la război, știi? Exact ca pe Facebook, când dai bloc omului pentru că nu ți-a convenit ce spune. Și nu mai știi nici el ce face, nici tu ce faci. Atunci, întotdeauna e foarte important să existe forme de comunicare. Și atunci eu încerc aceste, pentru că scopul acelor interviuri sunt cumva să prezint oamenii activi din literatura română, oameni care scriu, indiferent de vârstă și generație, indiferent de tipul de literatură, dar să fie semnificativ în acest moment. Și deja s-a adunat o serie, cred că vreo 20 de interviuri am făcut, probabil într-o zi va trebui să le pună și într-un volum pentru dacă o să intereseze, mă rog. Ideea e că am zis că dacă e o revistă care e citită, foarte citită, și dacă putem să promovăm literatura, este deja un lucru important. Așa este. Uite, eu am făcut un scenariu aici. Da. Ai văzut că am un clipboard pe care îmi tot notez chestii. Așa? Asta e pentru memoria mea, care e deficitară, mă rog. Și de când m-am gândit să te invit aici în biblioteca lui Gelu, mi-am creat scenariul ăsta și m-am gândit la un film deja care s-a clasicizat cumva. Este Insider, filmul ăla cu Al Pacino, cu Russell Crowe. Așa. Și nu știu dacă ți amintești, a început cu un interviu pe care Al Pacino, în calitatea lui de reporter sau ce Dumnezeu era la emisiunea 60 Minutes, care e celebră în America, cu un sheik într-o locație necunoscută, nu știu ce, s-a dus acolo și cu un sac pe cap, ca să nu așa, și Al Pacino îl întreabă pe sheikul respectiv: "Are you a terrorist?" Așa. Și atunci s-au scandalizat, ei au făcut așa. Bine, noi nu avem pe lângă noi băieți înarmați și așa mai departe ca să creăm un scandal, dar pentru că la un moment dat ți-am spus să ții vorba aproape, apropo de, de nostalgie, de care ești acuzat, eu am să te întreb, mă rog, oarecum retoric, pentru că eu știu, cunosc foarte bine răspunsul și îl cunosc mai ales din volumul Sălbaticii copii din Gom. Uite, o să-l arăt și la cameră. E ok, regia, da? Așa, e cartea apărută tot la Polirom în 2021. Deci eu cunosc răspunsul, dar întrebarea este în felul următor. Hai să lămurim o dată pentru totdeauna. Ești comunist? O dată pentru totdeauna. Da. Niciodată nu o să lămurim pentru totdeauna, dar de fiecare dată e bine să repetăm. Ca să spunem, pentru mine contează foarte mult să spunem adevărul, lucrurile pe care ne le asumăm. Absolut. Răspunsul vine cumva mai vechi, știi? Că eu când am apărut cu sectanții, lumea puțin stai, Iernu era comunist, acum și sectant. El era mai complicat viața lui Iernu. Da. Într-adevăr, viața mea e destul de complicată în acest sens, pentru că eu, în spatele meu e o istorie lungă a unei familii care vine pe o tradiție religioasă destul de marginală, un amestec de iudei mesianici combinat cu protestanți și cu rascolnici slavi, care s-au transformat până în protestanți în ultima formă a ei, care aveau niște reguli destul de dure de viață. Trăia mai spre stil kibbutz. Eu vin dintr-o tradiție care a fost foarte marginalizată și în perioada țarismului și în perioada României mari de fasciști, pentru că nu erau ortodoxi. Știm foarte bine, da. Și ăștia erau rași foarte bine, n-aveau voie nici măcar să-și îngroape morții, bunicii mei, n-aveau voie să-și îngroape pe bunicii lor, lângă în cimitirul ortodoxilor, pravoslavnicilor, cum le zicem noi. De ce? Pentru că sunt de altă religie și sunt spurcă pământul sfânt al națiunii. Știm, neamului. Cum face. Deci eu vin din această tradiție. În perioada comunistă lucrurile se complică și mai mult, pentru că apare problema legată de a intra sau nu intra în partid. Cum te raportezi cu un stat comunist care este ateu și este împotriva religiei. Și ai mei au avut o regulă foarte simplă, nu doar că nu acceptat să intre nimeni în comunism niciodată, deci n-am pe nimeni. Problema cea mai mare e legată de UTC. De ce?
Pentru că, dacă știm foarte bine, UTC este organizația a tineretului comunist. Așa. Ca să știe și cei mai tineri. Din care am făcut și noi parte. Toți au făcut parte. Doar cu excepția lui Iernu. N-a făcut parte. De ce? Și eu nu vreau să fac un act de eroism. Asta era tradiția din care veneam. Așa ne... Asta erau regulile în comunitatea noastră. Ce însemna? Discuția în acest domeniu era în felul următor. Dacă ești pionier, poți să fii pionier. Asta era forma mea mică. Șoimii patriei poți fi. Patrie, da. De ce? Pentru că ești... Nu ești matur. Tu nu ai responsabilitate. E ca un joc. Dar la UTC deja stop. Ai trecut de 13 ani. La noi se considera că ești deja matur. Depui un jurământ. Să nu uităm, să depunea jurământ. Da, da, da. Fie formal, nu zicem. Dar noi nu credem în jurăminte formale. Pentru noi, da e da și nu, nu. Și atunci nimeni din neamul meu și din generațiile mele și pe frați și așa mai departe, n-a fost în această organizație UTC. Noi, la noi se chema Comsomol. De ce? Pentru că n-aveam voie să depunem jurământ. Erau două jurăminte care erau acceptate, armată și medicină. Uh-huh. Ca să-ți faci treaba. În rest, nu. Și atunci, toată legătura mea cu comunismul este radical diferită. Deci, nu avem legătură, nu și mai departe. Faptul că eu am valori de stânga, Dumnezeule, o social-democrație, foarte bine. Eu, în general, spun că dacă aș fi... Eu am fost crescut într-o kibuț foarte creștin, așa, foarte, foarte regul, foarte sever, cu muzică de dimineață până seară, cu citit și cu cititul și textelor sacre. De asta sunt un foarte bun cunoscător al teologiei biblice. Și muncă? Și muncă, evident. Mm. Muncă foarte importantă. Eu întotdeauna spun, crezul meu în general politic este un soi de predica de pe munte în limbaj, în variantă laică. Adică pentru mine ceea ce cred eu este exact ceea ce se scrie în predica de pe munte. Predica de pe munte e o chestiune foarte simplă. Să împarți cu celălalt, să te solidarizezi cu celălalt necaz. Dacă ai două, una s-o dai, asta se numește distribuție, asta înseamnă solidaritate. Dacă asta înseamnă comunism, ei sunt. Dar dacă asta nu înseamnă comunism, nu sunt. Adică ceea ce vreau să spun este că nu contează numele acestui lucru. Adică ceea ce eu cred este un soi de creștinism social, laic, care putem să-i zicem social-democrație, dacă vrem. Sau putem să-i zicem cum vrem să-i zicem. Nu cred că aceste valori, cred că sunt valori care se bazează, au la bază sacrificiu, distribuția, redistribuția, solidaritatea cu cel în necaz. Adică sunt, mi se pare, lucruri fundamentale care trebuie să le înveți, cred că orice om, părinte care își învață copilul, le învață dacă îl bate pe vecinul tău, stai și îl ajută. Dacă vecinul tău n-are ceva, dă-i și ceva de la tine. Adică sunt lucruri fundamentale, umanism fundamental, care n-are nicio legătură cu comunismul. Urăsc, sunt împotriva oricărei forme de politică totalitară, autoritară. Ador democrația. Sunt un om pentru care democrația înseamnă în sensul libertatea. Cuvântul, uite, vorbim liberi. Da. Cuvântul. Da. Ba mai mult, eu cred că trebuie extinsă. Și cu toate căile care... Și responsabilitate. Aici, da. Dar eu întotdeauna când vorbesc despre libertate, vorbesc că ea trebuie să fie mult mai mult decât doar libertatea cuvântului. Trebuie să avem și libertăți economice și libertăți sociale. Adică ele trebuie extinse. Adică eu vreau mai multă libertate. Dacă se tem cei care aud de cuvântul Iernu, zice, da, Iernu e cel care vrea câtă libertate vrei tu, încât pe atâta mai vrea. Adică sunt un om profund democrat, profund promovez o democrație socială foarte, foarte deschisă. Întotdeauna, când e vorba de autoritarism, sunt pentru asociere cu orice formă, adică dacă acum este război în Est, pe care trebuie să-l condamnăm, nu mă interesează că tu ești conservator, liberal sau socialist, dacă noi împreună trebuie să luptăm împotriva, pentru că valoarea supremă este viața, ne vom coaliza. Și facem parte din umanitate. Deci facem parte din umanitate. Asta viața trebuie să ne unească. Viața e mai importantă decât ideile astea, care sunt foarte importante. Nu renunțăm la principii. Dar când e vorba de viață, noi vom fi împreună, trebuie să luptăm împreună pentru viață, pentru că indiferent de ce crezi tu, ce cred eu și mai departe, noi știm și cred că lucrul care ne unește e că viața este valoarea supremă și pentru ea trebuie să luptăm. În sensul ăsta, lucrurile sunt foarte simple, nu cred că în textele mele veți găsi vreodată vreo formă de susținere a vreunui fundamentalism autoritarist și mai departe, ba din contra. Sunt un mare, mare iubitor de libertate, o libertate mult mai extinsă, așa că toată povestea asta este... Dar știți cum, e foarte ușor
în, în, mai ales în România există o tradiție foarte a unor etichetări simple. E mult mai simplu să ai un pliculeț să spui asta e X, asta e Y. Chiar între că există prejudecata asta și se pune întotdeauna la noi semnul egalității între opțiunea de stânga, da, și comunism. Deci ești de stânga, ești comunist, da, comunist automat. De ce se întâmplă asta? Pentru că nu, e, nu se verifică, nici din punct de vedere istoric. Eu cred că trebuie să fim puțin mai... În primul rând, noi trăim într-o țară de profund conservatoare, cu o tradiție rurală. Ruralul, în general, e destul de conservator. Eu susțin că oamenii au voie și au dreptul să susțină orice poziție politică, cu excepția pozițiilor politice care incită la moarte, ură și mai departe. În rest, dacă cineva e conservator, Doamne, dar fii conservator. Adică eu vin într-un mediu ultraconservator. La mine e o chestiune foarte interesantă. Ai mei sunt ca gândire, ca practică, ca felul de a înțelege valorile, conservator, cu practică socialistă, un soi de conservator socialist. Să zicem social, hai că să nu-i sperie, că cuvântul românia, cuvântul socialist sună foarte urât. Conservatori sociali, adică credeam în valori conservatoare, familie, religie și așa mai departe, mai puțin elementul cu neamul și așa mai departe, adică este valoarea, există un anumit tip de conservatorism universal în care nu contează dacă ești evreu, iudeu, grec sau cum zice Pavel la scripturi, ci contează umanitatea. În schimb, rest sunt valori conservatoare. În schimb, practica e foarte socială. Adică se merge pe redistribuție, pe ținerea banilor la comun, pe zile de ajutorare. De exemplu, maică-mea întotdeauna a avut o zi pe săptămână care și-a dedicat-o comunității pentru bolnavi. Ea era specialistă pe bătrâni, alții erau pe bolnavi și mai departe. În care noi munceam o dată pe săptămână doar pentru comunitate. Asta era felul nostru de a ne sluji comunitatea. Astea sunt practici foarte sociale. Adică nu orice e pentru tine, ci pentru comunitate. Și mie îmi plac foarte mult practicile sociale. În același timp, eu nu cred că există vreo cineva în România să-i fi spus vreodată că nu-i respect pozițiile politice. Adică eu nimănui, ești liberal, foarte bine, îți respect, ești conservator, foarte bine. Dar eu vreau și eu să fiu respectat pentru valorile mele. Adică eu vreau ca să la mai multe drepturi, adică să ai drepturi sociale, politice, economice și mai departe. Adică nu cred că drepturi, de multe ori culmea că de multe ori multe dintre valorile noastre se intersectează. Eu observ și cu conservatori, că de exemplu după cărțile mele ultimele și cu sectanții și cu bandiții și cu izgoniții sunt teme conservatoare în joc, pentru că comunitățile sunt destul de conservatoare despre care vorbesc. Chiar dacă au practici sociale destul de complexe. Și mulți se regăsesc în anumite lucruri. Pentru că da, ne intersectăm. Viața ne intersectează de multe ori. Conservatorii au multe comunități conservatoare, au practici sociale foarte interesante, cum sunt chibuțurile, cum sunt structurile agrare, care iarăși, acolo țăranul este un om foarte conservator, dar au mulțime de practici sociale foarte importante, cum erau... Și opțiuni politice diferite. Absolut. Și astea sunt lucruri care trebuie să le respectăm. Eu spun, într-o țară precum România, o țară săracă, o țară cu multe probleme sociale, adică o țară cu realitate socialistă, să zicem așa, în sensul în care sunt o mulțime de oameni, copii care nu mai au acces la școală. Iar pentru săraci, pentru păturile de jos, eu vin dintr-o zonă destul de jos, pentru noi școala, educația, a fost unul dintre cele mai importante ascensoare sociale. Eu dacă n-aș fi avut acces la școală gratuită, universală și mai departe, probabil șansele mele ar fi fost foarte scăzute. Și asta și pentru comunitatea mea e foarte important. Și acum eu spun, noi trebuie să luptăm să le facem condiții acelor copii, pentru că copiii de oameni avuți, oameni cu multe posibilități, le e mai ușor. Pentru că părintele își ia un repetitor sau își angajează pentru cineva pentru copii. Dar țăranul ăla care e foarte ziua muncește dimineața până noaptea, copilul trebuie să muncească alături de el ca să-și ducă oile și așa mai departe, să aibă loc să îngrijească grădina și așa mai departe. Dacă el nu are nici acces la școală, este din sărăcie, nu va ieși niciodată. E foarte greu. Și școala îi oferă o șansă. Și atunci spun, noi trebuie să luptăm pentru asta. Asta eu consider o practică socială foarte importantă. Și atunci lucrurile astea de multe ori ne intersectăm și cu liberali și cu conservatori. Și mai, lucrurile astea, e foarte important să găsim acest contract social cumva care să ne unească
în anumite elemente centrale, cum este sănătatea, educația, nivelul minim de trai. Adică sunt lucruri care noi toți trebuie să cădem de acord. Și anumite lucruri, chiar dacă, uite, o să mă înjure și pe mine mulți, anumite lucruri ar trebui să fie cu adevărat gratuite. Deci educația, în primul rând, nici nu mi-imaginez. Sănătatea, adică, ar trebui să fie absolut. Eu consider gratuite. Că aceste lucruri sunt universale, gratuite. Când zicem gratuit, iarăși lumea sare. Dar ce? Că pe asta nu înseamnă că sunt pe gratuit. Nimic nu e gratuit în general. Dar asta înseamnă că există un fond de solidaritate. Da. Adică eu, indiferent că tu ești bogat sau eu sunt țărac sau așa mai departe, noi toți împreună contribuim la un fond care se redistribuie egal la toți copiii. Exact. Da. Asta înseamnă gratuitate. În sensul că noi construim fonduri. De la sănătate la fel. Și dacă ne uităm foarte atent la Europa, pe care noi o iubim și o visăm, vrem o țară cam, când zicem ca afară, de fapt noi vrem ca în Europa. Că afară ca poate în fi Europa și în... Occidentală, da. Evident, chiar ca și... în Europa, să zicem, da. Modelul mai german, care tot îl mimăm, care e unul profund social. Adică noi dacă ne uităm la toată Europa construită, ceea ce se cheamă stat social, de după al doilea război mondial, vedem că acolo sunt, după ce scrie... Oamenii trebuie să aibă drepturi în Carta Drepturilor Omului, acolo se vorbește evident despre drepturile, libertățile politice, care sunt fundamentale, religioase și mai departe, sunt drepturi la dreptul la exprimare și mai departe, sunt aceste libertăți, dreptul de a alege, sunt libertăți politice. Dar acolo sunt, aceste libertăți sunt susținute de libertăți economice, dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la educație, dreptul la sănătate. Care ele sunt trecute acolo. Aceste lucruri fac un întreg social care amplifică. De exemplu, un om care are voie, are dreptul la a vorbi, dar nu are celelalte drepturi, nu are educație, nu are sănătate, îți dai seama că drepturile lui se minimalizează, pentru că puterea lui nu mai este mare. Și atunci aceste lucruri trebuie amplificate. Și asupra acestor lucruri, cred că noi toți putem cădea de acord, pentru că dacă copilul meu... Dacă tu ai, eu întotdeauna sunt lucruri foarte simple. Dacă tu ești, eu am prieteni foarte bogați, am prieteni milionari, am oameni din generația mea care au ajuns foarte, foarte bogați. Și întotdeauna vorbim foarte simplu, de dragilor, e foarte bine, dar voi trebuie să vă gândiți. Dacă copilul vostru, tu îți permiți să-l înveți la cea mai școală, bună școală, dar dacă el va fi singur și nu va avea cu cine să comunice, copilul meu nu va avea educație, a vecinului nu va avea educație, el va trebui să joace cu ei, cu copiii ăștia ai noștri. Și atunci nivelul lui va scădea, va fi tras în jos. Dacă și pe ai noștri îi ajutăm și copilul tău va avea... Pentru că e foarte important mediul în care trăiești. Cu sănătatea e la fel. Ce faci dacă copilul tău e sănătos? Tu îți permiți să-l duci oriunde să aibă acces la sănătate. Dar dacă copilul meu are un virus și vecinul are un virus, nici o cetate, nici un gard nu-l va proteja. Da. Pentru că sănătatea copilului tău depinde și de sănătatea copilului meu. Și atunci când toți suntem sănătoși, trebuie să creăm o societate sănătoasă, ca să poată fi, să putem fi toți șansa la sănătate crește și pentru copilul tău. Astea sunt probleme care în general în lumea occidentală, în lumea dezvoltată s-au rezolvat. Evident că drepturile niciodată nu sunt pentru totdeauna. Drepturile se mai pierd pentru că sunt interese, vine economia peste noi, sunt tot soiul de interese și mai departe. Ele trebuie pe de o parte luptat ca să le avem, pe de altă parte luptat ca să le protejăm, pentru că le putem pierde. Așa cum vedem ce se întâmplă în Est, ce se întâmplă în jur nu e foarte încurajator, s-au pierdut o mulțime de lucruri și se pierd. Și din păcate ajungem în situații de război, care este probabil cea mai tragică situație în care ne aflăm. Până să ajungem, că o să atingem, sigur o să atingem și problema războiului, eu am o curiozitate. Nu crezi că totuși există o discriminare la nivelul calității actului școlar? Pentru că ai spus, chiar tu ai spus mai devreme, că există școli mai bune, există școli medii, să spunem așa, există școli mediocre. Nu ar trebui să se lucreze totuși și la nu neapărat uniformizarea actului școlar, știi? Dar la îmbunătățirea celor care într-adevăr nu au. Eu în perioada comunistă am învățat în multe școli. Prin natura mișcării. Tocmai de asta te-am întrebat, prin că natura ai spus acolo, da. Mișcării am schimbat vreo 6-7 școli. Am învățat în școală de la țară, am învățat în școală de orașel mic, am învățat în școală de oraș mare și în orașurile mari, iarăși diferența. Ai școlile de periferie, da. Mai ales cele tehnice care unde erau eu mai... Eu am învățat în Ferentar, la o școală din Ferentar, deci era o școală de periferie. Pot depune mărturie. Evident că existau și atunci și acolo diferențe.
Dar ceea ce pot observa în general, exista o medie ridicată. Adică eu la școala de la țară puteam, fără pregătire, să ajung ușor la universitate. Fiind copil de, hai zicem, un soi de mic intelectual de țară. Dar aveam lângă mine copii care au ajuns foarte mulți în universități, în școli superioare, hai să zicem. Fiind copii simpli de muncitori, de agronomi, de agricultori, de așa mai departe, școala se garanta un nivel destul de mediu pregătit. Și eu consider că școala trebuie să aibă un nivel mediu bun. Evident că întotdeauna vor exista niște școli mai puternice. Pe natura societatea e construită, da, puțin. Se concentrează da, centru, va aduce întotdeauna. Există întotdeauna o elită financiară care e mai potentă. Care și exista vrea... și în comunism. E o carte, arăt foarte bine că există. Bine, da. Adică în societatea în care spunea că nu există clase, existau. Și eu depun mărturie și arăt cum era în centru, cum era cu copiii din periferie. Dar eu știu că am trăit-o. Absolut. Da. Noi am trăit bine chestia asta. Evident că nu exista prăpastile care sunt acum. Discrepanțele au crescut imens. Da. Și atunci, ceea ce observăm acum este că aceste discrepanțe au crescut atât de mult, pentru că tu dacă, de exemplu, eu dau pe procente, pe cifre, adică nu vorbesc. Acum avem, de exemplu, mai mult de jumătate din copiii țării acestea se nasc în rural. Din ei, un procent ajung, hai zicem două, mai punem unul de la noi, un procent, două, ajung să facă studii superioare. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că acești copii sunt excluși. Sunt sortiți de la bun început. Dacă ne uităm la abandonul școlar, unde e cel mai mare? În rural. De ce? Înseamnă că în momentul când îți pleacă 25 de procente din abandon, sau nu mai știu acum exact cifrele, dar sunt destul de mari, e cel mai mare din Europa, atunci avem probleme imense. Înseamnă că noi acolo am construit niște mecanisme prin care nu putem să le oferim copiilor o școală decentă, un nivel decent, ca ei se poată face mai departe. Evident, nu trebuie să facă toți facultate, Doamne ferește, dar pot face o meserie, pot face o specialitate. Și se pot integra social mult mai și bine. Și asta le oferă mult mai șansă. Una e să pleci ca forță de muncă brută afară, adică să știi doar să culegi căpșuni, pentru asta nu trebuie investiție, pentru că orice copil care trece la țară știe să facă lucrurile astea, dar șansa lui de a ieși din sărăcie e mică, aproape spre minim. Dar dacă se duce cu o meserie, de exemplu, instalator, faianță, un om care știe ceva, automat îi crește și nivelul de salarizare și poziția socială și mai departe. Și asta îi dă o șansă în plus să iasă din sărăcie. Noi nu putem ieși din sărăcie fără pregătiri, fără instrumentele necesare unei lumi cât de cât moderne, unei e nevoie de specialiști în diverse domenii. Și noi știm acum ce înseamnă să găsești un instalator bun, un electrician bun, Știu foarte bine. Astea sunt meserii foarte importante. Dacă au șansă să facă și școală mai ridicată, adică evident că de la instalator la medic, iarăși o treaptă. Și asta spun cu tot respectul pentru toate meseriile, dar e important să avem acces la aceste lucruri. Și atunci eu nu pot să nu observ că aceste ascensoare sociale care funcționau chiar și în acel regim pe care îl urâm și îl disprețuim și mai departe, dar ele funcționau. Și acum ele nu mai funcționează, evident că asta mă revoltă, pentru că asta înseamnă că noi această potențial imens și noi să nu uităm că România, prin tradiția ei, toată modernitatea, de când o știm noi, care nu e foarte... statul român e tânăr, să nu uităm că potențialul imens și intelectual și profesionist și mai departe venea din rural. Copiii care veneau flămânzi, copiii care veneau dornici, trebuie să se afirme, care trebuia să facă muncă de două ori decât copiii boierilor și mai departe. N-au nimic împotriva copiilor care vin din familii bunăstare. Nu e vina lor, Doamne ferește, nici într-o dată nu spun. Dar realitatea ne arată că acești copii veneau, ei erau un soi de, ca venele, ca sângele care ținea corpul. Ei erau energiile acestei țări, știi? Și acum noi tăiem, e ca și cum ți-ai tăia venele. Tot acești copii tu îi pierzi. Pleacă, devin necalificați, pleacă afară și mai departe. E foarte important că aceste energii să le păstrăm, să le protejăm, să le educăm și mai departe. Vorbesc de București, iarăși am copil, știu foarte bine situația din școli. Urmăresc, discut cu părinții și mai departe. De ce bătălia foarte mare sunt pe cele 10 școli? Dacă în fiecare cartier are câte o școală cu prestigiu,
De ce trebuie să schimbăm, să le schimbăm? Știți cum se face? E și o formă de elitism aici, dar absolut. E și o dorință de a-ți da copilul acolo unde e mai absolut. Bine. Știi? Absolut. E firească într-un fel. E firească într-un fel, dar întrebarea este că nu părinții sunt neapărat de vină, ci sistemul în sine. Adică sistemul e gripat. Dacă ar oferi de exemplu, posibilități. Dacă și-ar fi propus și sunt mecanism. Adică noi nu inventăm roata. Aceste lucruri sunt cunoscute. Aceste fenomene, prin aceste fenomene au trecut multe țări. Știm cum funcționează lucrurile. Dacă am fi ridicat nivelul de salarizare, dacă am fi investit mai mult în educație și mai departe, păi orice părinte nu e mai simplu să-și dea copilul în față, lângă absolut, bloc. Absolut, sigur că e ultra comod. Noi care avem copii știm ce înseamnă să te târi o oră, să duci copilul nu știu unde, ca să ce? Ca să crezi că e o școală mai bună? Evident, poate e puțin mai bună. Dar dacă ai avea școala de lângă tine, pentru că asta este ideea de bază, este proximitatea, comoditatea părintelui și a copilului. Copilul să fie în siguranță. Să aibă acces să se ducă după școală, la clasa 3 deja să meargă singur la școală, în spatele blocului, să învețe, să vină acasă, părintele să nu fie stresat că trebuie să meargă o oră să-l ducă la nu știu ce școală bună. Să nu-și facă probleme că cine știe absolut. De unde vine copilul singur și așa și mai departe. Este evident că noi am pierdut acest... Și atunci se creează un întreg rupturi sociale, cu școli lăsate abandonate, cu urban ruralul lăsat abandonat, cu zone cu școli puțin abandonate și cu niște școli care cumva și acolo e foarte multe lucruri se rezolvă nu atât prin școală, cât părinții care sunt financiar potenți și implică, pentru că de exemplu, eu urăsc ghetoizarea. Există ghetoizare negativă și asta de tip pozitiv, adică copiii lume bune. De exemplu, am mers la o școală de oameni foarte bogați din București, am vorbit, eu probabil cea mai bogă, mă rog, una dintre cele mai... Și acolo mi-am dat seama la un moment dat, prima am mers în mai multe școli și în licee și de stat și private și mai departe, și acolo erau copii aproape numai de părinți milionari. Și am întrebat, m-am uitat să vorbesc despre sărăcie, e un paradox foarte interesant, și am zis, ce să le vorbesc la copii ăștia care sunt copii cu fără nicio problemă în sensul financiar, evident că tot ce copil are problemele lui, și am întrebat, prima chestie care am întrebat, zic, cine a mers vreodată cu transport public, dar ei aveau 16-15 ani, adică erau ultimii ani de liceu, cine a mers vreodată cu transport public? Și s-au uitat la mine, cum adică? Adică noi nu suntem din clasa aia. Nu înțelegeau conceptul. Nu. Ei nu au mers niciodată. Și am zis, băi copii, e o problemă, știi? Și zic, e foarte bine că avem această experiență. Am întrebat, unde vă jucați? Unde vă întâlniți? Și brusc mi-am dat seama că acești copii trăiesc într-un ghetou foarte restrictiv, cu o viață bună, adică ei sunt luați de mici, crescuți în niște bule separate, numai între ei, numai în vile și duci cu mașina și aduci cu mașina și n-au această experiență de diferență. Și mă gândeam, ei va fi elita de mâine a țării, într-un fel sau altul, pentru că prin natura poziției, școli mai bune, părinți cu influență, cu bani și mai departe. E o trambulină substanțială. E o trambulină, da. Șanse ca copiii noștri să ajungă acolo e mult mai mică, mai pentru greu, că așa da? E societatea structurată. Și am zis, dar mi se pare că e o sărăcie imensă pentru voi, pentru că eu cred că școala trebuie să fie democrată în sensul în care să ai prezentate pături largi ale societății. De exemplu, eu tot timpul dau exemplu cu regele. Regelui Mihai se făceau clase speciale cu toate grupurile sociale în interior. Și țăran, și muncitor, și intelectual, și boier, și burghez, și... Trebuia să iei acolo. De ce? Și am povestit de câteva ori și cred că și în cartea asta am mai povestit în altă parte. Este, pentru mine eu aveam în clasă și copil de intelectual, și copil de bișnițar, și copil de șef de partid, și copil de muncitor de la uzină, și mai departe. Și bătăușul școlii, și golanul, și mai departe. I-aveam pe toți. Și eu spun că eu de multe ori am învățat mult mai mult de la cei care... părinții n-ar fi vrut să mă vadă cu ei. Dar am învățat cum să negociez. Cum să fac alianțe, cum să mă apăr, cum să mă protejez. Asta face parte din viață. Educația e complexă. Școala vieții. Și e foarte important copiii noștri. De exemplu, dacă copilul meu este expus doar la copii ca și el, adică middle class-ul, care sunt cu același tip de probleme, cu același tip de valori și așa mai departe, eu cred că e o sărăcie. De asta trebuie să-l pui în poziții de a se intersecta cu copiii care...
nu au de, nu-și permit un telefon, copii care se gândesc ce mănâncă de seara, copii care pentru el nu e o problemă, dar el trebuie să vadă problemele astea. El să știe că sunt alți oameni cu alt tip de probleme și să le înțeleagă. Și atunci, acest tip de școli noi, mi se pare că una dintre marile problemele noastre este că copiii săraci sunt între ei, copiii mai middle class între ei, copiii de oamenii foarte bogați între ei. Și se creează clivaje sociale. Iar clivaje sociale foarte mari, pe termen mediu și lung, înseamnă violență. Pentru că nu se cunosc, nu se înțeleg, nu se comunică, iar ei trebuie să comunice. Da. Și întotdeauna spun, haideți să facem așa încât să fie cât mai democrat, în sensul în care să avem copii din diverse categorii sociale. E foarte important să avem pentru noi să fie... Evident că societatea se ierarhizează, societatea produce inegalități foarte mari, dar trebuie să ținem foarte mult să păstrăm aceste conexiuni între comunități, să păstrăm o micșorare a inegalităților, pentru că pe termen mediu și lung, asta produce violență. Iar noi trebuie să ne pregătim să preîntâmpinăm aceste lucruri, să nu o lăsăm ca violența să pătrundă în viața noastră. Despre asta sunt. Și atunci școala e unul dintre indicatorii foarte buni, știi? Că eu mă uit, de exemplu, când sunt și eu într-o școală bună în cartier, sunt sectorul 1, n-am ce faci. Așa. Și știi ce? După mașini îți dai seama ce școală ești, știi? Te uiți dimineața când vin și îți dai seama că e middle class sau așa. Și când vezi că cealaltă școală e alt tip de pătură socială. Trebuie făcut așa încât ei se intersecteze. Eu promovez, de exemplu, de asta promovez ideea de a merge la fotbal în cartier, să se cunoască la acolo se vin toate categoriile sociale. Ai și copii cu bani, ai copii și care nu-și permite ghetele și te duci și dicocezi și copiii se cunosc și încep să ajuți și se creează solidarități și asta e foarte bine. Sunt practici foarte importante. Te ascultam și mi-am adus aminte de acele autobuze galbene din America. Mm-hmm. Probabil că e un obicei acolo, deci sunt peste tot. Și acele autobuze galbene fac de fapt exact ceea ce spuneai tu. În autobuzele alea, bine, sunt și la elite, rupturi de genul ăsta, dar în general în autobuzele alea încap copiii și din middle class și poate dintre cei mai bogați, nu știu. Dar în orice caz este un mix acolo de culturi, da, și de realități sociale exprimate prin copiii respectivi, da, care se amestecă. Cred că ceea ce numim noi public și privat sunt practici foarte importante. Adică trebuie să știm cum să ne comportăm în privat, unde în general în spațiu privat tu ești stăpânul și tu ți impui regulile. De exemplu, dacă un copil vine la tine acasă, el nu este liber. Pentru că el știe, în capul lui sunt setate lucrurile, că el este pe teritoriul tău. El trebuie să-ți respecte ție regulile. Tu când mergi la celălalt, tot așa. Îți setezi că ești, nu ești pe teritoriu. Poate să zic că copilul e al meu, ai venit la mine, poți să pleci. Dar de ce eu susțin că trebuie să existe spațiu public în care copiii să se intersecteze, să se joace împreună? În parc. Când există un scrânciob, și vine copilul meu și vine copilul tău. Acolo nu poate să spună ăsta e al meu. Sau al tău spună ăsta e al meu. Da, și atunci apare comun, e bun comun. Și atunci apare negocierea. Așa învățăm să fim în societate. Și spui, te dai tu de 5 ori, primul mă dau eu de 5 ori. E o negociere. Copiii învață să lucreze cu lucrurile în comun. Cu bunul, ceea ce nu ne aparține nici mie, nici ție. E al nostru. Nu-l distrugem pentru că trebuie să-l păstrăm pentru că e al nostru. Îl împărțim, îl distribuim pentru că e al nostru comun. Și ai și tu drepturi ca și mine, aceleași drepturi, și le negociem. Astea sunt lucruri fundamentale. Asta se învață în spațiu public. De asta trebuie să avem parcuri, de asta trebuie să avem terenuri publice, de asta trebuie să avem transport public. Pentru că în transportul public ce faci? Înveți o mulțime de lucruri. Eu spun, copiii, dacă nu umblați cu transport public, aveți șansa să nu aveți, vă pierdeți șansa de a avea niște experiențe care vă pot fi foarte importante. Cum negociezi? Cum te așezi, cum cedezi celuilalt. Politețea. Da. Sunt o mulțime de elemente, observi, apar probleme, apar conflicte. Trebuie să știi cum lucrezi în acest spațiu. Astea sunt foarte importante, asta nu se învață nicăieri. Experiența în spațiu public este fundamentală. De asta eu promovez aceste practici și chiar le spun și părinților care sunt mult mai potenți financiar și spun, copii, nu din cauza că nu vă permiteți. Trebuie să le faceți practicile astea pentru că pe ei va ajuta enorm de mult. Ei vor învăța mult mai mult. Ce fac? Stai, așează în mașina în spate și ei stau și se joacă. Ei îi protejează în felul nu-i protejează. Nu-i frumos cuvântul. Handicapaz, hai să spunem între ghilme. Adică îi exclude de la o experiență imensă care îi poate ajuta să se dezvolte,
pentru că pedagogia e o chestie complicată. Pedagogia este nu doar să... De asta, de exemplu, eu sunt împotriva idei de tablă electronică. Și nu din cauza că sunt împotriva tehnologiei, ba din contră, eu sunt un dependent de tehnologie, nu pot trăi fără ele. Dar zic, și așa copiii noștri toată ziua sunt pe gadgeturi, tabla, zic, voi știți că, de exemplu, de multe ori nu ceea ce scrii pe tablă e important, ci faptul de a șterge tabla. Practicile astea simple. Cine șterge tabla? Cine pregătește cârpa? Cine... Sunt practici foarte importante care sunt foarte pedagogice. Erau copii de serviciu. Absolut. În fiecare și eu spun, zi, astea sunt lucruri foarte importante, pentru că aceste elemente s-ar putea în viață să te ajute mult mai mult. Plus, nu mai zic de experiențe, mirosul de cretă, gustul de cretă. Astea sunt lucruri care fac parte din educația noastră. Educația e o chestie foarte complexă, nu e doar 2 plus 2 fac 4, știi? Este și gustul ăla de scârțâitul de cretă, 2 plus 2. Da, spălatul buretelui. Absolut, și astea sunt, tot fac parte din educație. Și atunci, cu cât sunt mai bogate, cu atât personalitatea e, persoana e mai dezvoltată. Apropo că spuneai de violență, violența care se creează și care duce la război. Suntem în 4 aprilie astăzi, 1944, este o dată tragică în istoria noastră, în istoria României. Știi că Bucureștiul a fost bombardat atunci, au murit mii de oameni. Da. Hai să evocăm un pic, în câteva cuvinte, episodul ăsta din istorie și după aceea revenim la evenimentele din Ucraina care sunt oarecum legate istoric de evenimentele de atunci. Da, al doilea război mondial a fost o mare tragedie. Eu am sperat, eu sunt copil crescut de bunici care au trecut prin război. Sunt educat într-o cultură profund pacifistă, în sensul în care generațiile noastre au fost foarte mult educate pe ideea de să aducem lumii pace, să luptăm pentru pace, era un întreg discurs, în familie la fel. Eu am experiența și a unui frate care a fost în Afganistan între 80 și 82, da, știu, în carte scrie. Dingo, da. Și atunci războiul a fost o prezență foarte puternică. Pe de o parte bunicii, care noi eram cultul veteranilor. Adică trebuia să existe un respect foarte mare pentru veteranii care au luptat pentru război, care au dus pacea, au luptat pentru pace. Pe de altă parte, frate, a avut acest război care iarăși era un război de ocupație în Afganistan. Pe de partea asta a fost cu o vină imensă. Ei au fost ca și americanii cu Vietnamul. Vietnamul, da. Această... Și Coreea. Cumva. Și Coreea, da. Aceste niște copii care au ajuns într-un război care nu era războiul lor. Și trebuiau să-și facă datoria, dar cu o vină teribilă, cu mustrări, iar părinții cu frică și cu teamă că copilul lor nu se va mai întoarce viu din acest război. Și acest stres a fost permanent, eram deja copil spre adolescent, mă mișcam și țin minte foarte bine acest permanent. 2 ani de zile a fost asta, 2 ani de zile în familie, destul de mult. A fost un stres foarte mare acest... Atâta dura serviciul militar? Da, atâta dura serviciul. 2 ani de zile atunci la noi, în epoca sovietică, în perioada respectivă. Și 2 ani de zile să ai un frate în Afganistan de 2 ori rănit. Și asta era zi de zi, urmăreai știrile, adică 2 ani de zile erai ca la război. Urmăreai tot ce se întâmplă pentru că trebuia să fie... Tata meu era foarte prins și mama de povestea asta, noi fiind mici. Simțeam foarte bine tot stresul ăsta. Eu am fost foarte convins că noi nu vom mai vedea niciodată, cel puțin în proximitatea noastră, un război. Nu vom mai asista la așa ceva. Credeam că ne-am lecuit. Credeam că sunt posibile diverse forme de conflict. Evident că urmăream și condamnam și ce s-a întâmplat în partea lumea arabă și în partea asiatică și mai departe. Dar era cumva dincolo de sfera noastră de emoție, de intimitate și mai departe. Acum ne-am trezit în acest război, eu până în ultimul clipă n-am crezut, recunosc. Nici eu n-am crezut, știu că ai scris mult despre asta. Am scris și acum toată lumea zice, dar zic că nu o să fie. Zic, da. Toate datele mi-arătau că nu va fi și toți prietenii mei, vorbeam și cu prietenii ucraineni și prietenii ruși, nu, n-acceptau că va fi, zice, dacă va fi ceva micuț acolo pe hotar, va fi nici mici. Nimeni n-a crezut. Noi am crezut că rațiunea va câștiga, pentru că credeam că se vor lua decizii raționale și de negociere pe cale diplomatică și mai departe.
Și când am văzut ce s-a întâmplat, pur și simplu pentru mine a fost un șoc imens. Adică eu cred că n-am mai avut emoții atât de puternice nici măcar la moartea părinților. Adică cumva eram împăcat cu ideea. Dar pentru mine asta a fost un șoc imens pentru că e o zonă pe care o cunosc foarte bine. E o zonă a copilăriei mele, a intimității mele, ca și cum într-o familie se duce acum în război și vezi morți de ambele părți. Și asta e ceva foarte, foarte tragic, e un tragism imens și mai ales că vezi că mor oameni nevinovați, evident condamnă acest lucru, te implici să ajuți, te implici să scrii despre asta, dar e o tragedie în care, plus că ne simțim foarte neputincioși, pentru că ne dăm seama că de noi nu depinde aproape nimic, ceea ce putem noi să facem e să ajutăm niște oameni concreți, să scrim, să de condamnăm pe războiul, mai mult ce putem face. Eu... Fiind cumva, nu știu, rupt la un anumit nivel de cultura sovietică, de felul de a fi, în felul de a trăi în societatea sovietică, nu mi explic cu referire, bineînțeles, la războiul din Ucraina, cum e posibil ca o țară, o entitate teritorială care s-a rupt din fostul bloc sovietic, cu interferențe culturale atât de complexe, cu oameni care aparțin practic poate mai mult de Rusia decât de Ucraina. Sunt ruși jet-beget care trăiesc acolo. Acum acești oameni sunt în conflict practic cu, nu știu cum să o numesc, cu patria mamă. Poate fi explicată noi asta, toată povestea asta? Noi asta discutăm foarte mult și pentru noi este o întrebare care aproape zilnic ne punem și cumva este o furie pentru că noi zicem că nu e posibil. Cum de s-a ajuns aici? Ceva, adică suntem frați, s-a greșit, cum ar veni. Da, e aproape un război civil, practic. Chiar dacă vorbim de o ocupație a unei exact, țări de către alta, adică aici nu discutăm, este un război de ocupație, o invazie, trebuie să-l condamnăm fără drept de apel. Dar e un război fratricid. Dar în același timp, da, pentru că acolo eu când, chiar înainte de război, m-am uitat pe, m-a rugat Tolotan să văd ce spun statisticile, și am citit datele a unor instituții solide și din Rusia și din Ucraina. Și acolo jumătate spuneau, dar noi avem rude unii la alții. Adică, exact, da. Deci un număr foarte mare, știi? Și asta pentru mine era încă un argument. Să zic, băi, cum să începe un război când tu știi fiecare al treilea are rude, prieteni și mai departe. E ca și cum aș porni eu într-o zonă în care jumătate cealaltă cunosc. Îi știu la față. Și asta știi când de obicei e foarte greu să lupți cu cineva care... ție intim apropiat cunoscătă. Vorbești și aceeași limbă, ai aceeași religie, ai o istorie de mii de ani împreună, despre ce vorbim. Ok, a mai fost conflicte în istorie, dar ai trăit împreună, mai ales generațiile noastre au fost colegi de clasă, în armată au fost colegi, știu frați care sunt acum în armate diferite. Despre ce vorbim? Necumplit. Și chestia asta, astea erau argumente foarte puternice pentru noi, că așa ceva nu poate să existe. Pentru că sunt multe date, mi-ne arătau, plus că nimeni nu vrea să, toți ziceau, nu și acceptau guvernele, adică rușii urau guvernul ucrainean, ucrainenii guvernul rus. Asta e de înțeles, nu-și iubesc puterea. Dar spuneau, noi cu ceilalți nu avem cu rușii. În esență, procentele erau foarte mari. Acelor care spuneau, dar nu, suntem, avem lucruri comune, suntem dintr-o familie, cum ar veni, chiar dacă suntem țări separate, acum avem drumuri direct diferite. Dar asta nu ne face cum să luptăm împotriva totul. Nu avem cum să luptăm. Și cu toate astea, rușii, în mare majoritate, sunt de acord cu... Și acum s-a întâmplat tragedia asta și pentru noi este o mare furie, pe de-o parte, pentru că neputință, există multă neputință. Există rușine imensă, pentru că mai ales în partea rusă, este o rușine profundă pentru că acelor care sunt împotriva războiului radical, care spun da, în guvernul nostru, statul nostru, numele nostru, omoară oameni. Și te cuprinde o neputință, o rușine și eu înțeleg, vorbesc cu ei și încercăm să-i ajutăm și pe ei pentru că eu susțin că în războiul ăsta ce pot face este să îl condamn fără drept de apel, să mă solidarizez cu ucrainenii pentru că ei sunt în suferința cea mare, dar să mă solidarizez și cu rușii care sunt împotrivă, pentru că trebuie și ajutat și ei. Adică pentru a crea un
posibilă schimbare pe termen lung. Și evident să ajutăm refugiații cât putem, fiecare pe unde poate. Astea sunt lucruri care le putem. Și atunci eu discut cu ei că evident există problema responsabilității. Pentru că mulți dintre noi suntem acum prinși și spunem, băi, într-un fel, mulți dintre cei care am lucrat pe zona estului și așa mai departe, este evident, noi nu suntem oameni de stat. Noi nu am luat decizii. Noi am scris, noi am povestit. Noi, dar cumva există așa o mică o vină, cum că poate n-am făcut... Ați creat un curent de opinie sau ce? Nu, prin ce poate scris? Că n-am făcut ce trebuia, cum trebuia. Da. Știi, evident că eu râd când văd acum dar tot soiul. Dar nu poți să anticipezi absolut, ce, nu. Ce se poate întâmpla. De exemplu, râd și cumva mi se pare foarte nedrept când acum sunt învinuiți toată lumea de că bai că-i putiniști unii, bai că nu știu ce au făcut, bai că-s proruși. Dar spun, domnule, hai să o luăm ierarhic. Să nu uităm că elita lumii Putin nu-i de o zi două la putere. Elita lumii, de la cel mai înalt nivel al Casei Albe până la Germanei, Franța... Au făcut temenele. Păi, n-au stat la masă 20 ceva de ani. Adică nu-mi spune mie că n-ai știut. Pentru ce ai șeful serviciilor secrete franceze și-a dat demisia că el zice nici n-am crezut că o să fie război. Păi tu ești șeful serviciilor secrete a doua din lume, a treia din lume. Tu trebuia să știi. Adică eu n-avem de unde să știu, pentru că n-am toate rapoartele. Eu citesc în presă, discut cu oamenii. Oamenii pe care eu cunosc eu ziceau că nu o să fie război. Nimeni nu vrea să fie război. Sunt canalele publice. Dacă au alte sau oamenii din marile business. Păi ați investit în Rusia imens. Ați mâncat pâine cu Putin 20 ceva de ani. Voi aveți niște responsabilități ceva mai mari decât oamenii ăștia care și mai departe. Și asta eu spun că este o puțin nedreaptă și ipocrită și atunci va trebui într-o zi să tragem niște linii și spunem în ce măsură, care e vinovăția? Evident că primul vinovat și el trebuie tras la răspundere pentru această demență, mă rog, demență, această nebunie a războiului, este regimul Putin. Pentru că acolo niște oameni au luat niște decizii. Absolut. Aici niște oameni produc crime, niște oameni omoară și există un șir al responsabilității. Ei vor fi principalii vinovați. Probabil va fi un tribunal. De ce s-a întâmplat la nu știu, spune-mi tu cum se pronunță. Și Holomet e o tragedie. E o tragedie imensă. Ieri am văzut, am și scris. Și am și scris pe chestia asta. Este imposibil că chiar și într-un război de ocupație trebuie să respectăm niște reguli. Sunt tratate internaționale. Nu te atingi de civili. 49 Geneva. Nu te atingi de civili, nu faci represalii. Sunt reguli clare în timp de război. Lupți cu inamicul. Noi oricum îl condamnăm războiul, dar chiar și în acest tip de război păstrezi fața umană. Sunt reguli. Dacă depășim acest lucru, asta intrăm într-o zonă de un pericol foarte mare, deci de imensitate. Deci ne transformăm în barbari, practic. Barbarii, cred că puțin spun, barbarii încep să pară niște copii de cu minți. Adică veneau hoardele tătărești să mă gândesc și omorau și tot și nu putem să ducem războaie fără reguli. În general nu trebuie să ducem războaie de ocupație. Războaiele de ocupație trebuie condamnate. Credeam că suntem deja în faza în care putem, cel puțin în zonele noastre, să rezolvăm lucruri prin negocieri, prin tratate, prin schimburi, prin și mai departe. Să ajungem iarăși în situația de a omoră, mai ales omoră civil, este incredibil. Deci pentru noi e un șoc foarte mare. Și cu sânge rece, deci glonți în ceafă și nu, astea sunt chestiuni de tribunal internațional. Deci aici ar putea fi acuzată Rusia, mă rog, la nivel de conducere și asta de genocid. Eu mi-aduc aminte că, uite, îți dau un exemplu, Revoluția din 89. Ții minte povestea cu 60.000 de morți la Timișoara, care a emoționat o comunitate întreagă europeană și așa mai departe. S-a dovedit că n-a fost așa. Da. Totuși, din ce punct putem să vorbim despre genocid? Adică că au fost omorâți 300 sau 60.000 nu e tot o tragedie? Da, indiscutabil este o tragedie imensă. Faptul că se mor civili, asta este o tragedie imensă. Nu trebuie să acceptăm, trebuie să condamnăm, trebuie să cerem forurilor internaționale, trebuie să cerem instituțiilor internaționale care sunt specializate să intervină în aceste lucruri. Nu sunt eu în măsură să dau de unde începe și cum începe. Pentru mine, faptul că acest război are loc, pentru mine este o tragedie imensă, pentru că
mi se pare de o nedreptate, n-are nicio justificare morală, economică, socială, de niciuna. Pentru mine este un război aproape. Toată lumea pierde, inclusiv Rusia. Pentru Rusia va fi o tragedie imensă. Pentru că se vor crea, culmea că creează niște mecanisme inverse, în care ucrainenii vor vrea răzbunare, în care chiar rușii din Ucraina vor fi împotriva țării care cumva sunt atașați cultural, emoțional și mai departe. Despre ce vorbeam pentru mai că, înainte, pentru că aceste nedreptăți produc ură, produc violență. Și s-ar putea să apelăm, să vedem că generații întregi, s-ar putea să fie 2-3 generații ca să lecuiască acest teren. Deci este o chestiune incredibilă. Adică toți, majoritatea din prietenii mei care sunt profund antirăzboi, spun că acest teren, nici copiii noștri nu vor reuși să lecuiască acest teren. Evident, noi sperăm în solidă căință, dacă ne uităm acum, chiar ieri am scris un text, o să apară mâine sau în Libertatea, despre responsabilitate și vinovăție, lucrând cu textele lui Karl Jaspers și Hannah Arendt, că i-au vorbit foarte mult după război. Ce înseamnă responsabilitate, vinovăție. Poți fi vinovat colectiv sau vinovat personal, individual. Și am încercat să povestesc cum au discutat ei, nemții, despre, pentru că va trebui să discute și esticii despre aceste lucruri. Și vor fi niște reni imense. Nemții au avut nevoie de zeci de ani ca să reabiliteze această poziție într-un sacrificiu mare, prin discuții imense, cu reni foarte durute, pentru că s-a întâmplat o tragedie imensă și acum asistăm la o altfel de tragedie imensă. Și încă există, deci după aproape 80 de ani, da, de la așa, încă există clivaje în societățile europene. Da. În, da. Oamenii încă privesc, cred că mai există supraviețuitori ai, da, ai Holocaustului. Absolut. Deci, sunt răni care nu, este foarte greu să... Îi spun, am iertat. Dar nu putem uita. Da, nu absolut. Uita. Noi nu vom putea, n-avem voie să uităm. N-avem voie să uităm lucrul ăsta. N-avem voie să... Adică moartea este o... Crima este o chestiune foarte gravă. Adică crima este... Și plus că una e că sunt crime făcute din greșeală. Sunt accidente. Asta este alt lucru. Dar vorbim despre o crimă cu premeditare asumată sistemică. Deci nu vorbim despre un joc. Deci vorbim despre chestii foarte serioase. Acest lucru creează niște mecanisme, produce niște mecanisme de o violență teribilă. Și aceste lucruri vor trebui să fie trași niște oameni la răspundere. Cineva a luat niște decizii. Va exista o vină clară asupra acestor lucruri. Și va exista o responsabilitate, pentru că politic vorbind, da, poporul rus se face vinovat, evident nu individual. Pentru că individual fiecare are o responsabilitate concretă. Tocmai asta discută Hannah Arendt, că se face deosebire între vină și responsabilitate. Dar există o responsabilitate politică. Așa că dacă statul meu, care s-ar cărui cetățean sunt România, ar ataca acum ceva, eu sunt responsabil. Pentru că cumva l-am girat, mă reprezintă. Eu trebuie să lupt, dar în același timp am responsabilitate. Pentru că avem o responsabilitate politică de grup. Și nu putem să zicem... Eu nu știu, nu. Trebuie să rostim lucrurile astea. Eu mi-amintesc pe vremea lui Ceaușescu de faptul că totuși, așa cum erau căile de comunicare atunci precare și îți amintești foarte bine, totuși știam ce se întâmplă în lume. Cumva. Da. Nu știu, mai venea cineva din afară, mai răspundeau niște zvonuri, mai spuneau una alta, nu știu mai ce. Deci știam cât de cât ce se întâmplă în afară. Mm-hmm. Știam despre războiul din Vietnam. Eram mic și da. Țin minte că îmi spuneau părinții și așa mai departe, mai ascultau pe la posturile interzise în România și așa mai departe. Cum pot rușii sau o parte a rușilor din ziua de astăzi să, cu toate căile de comunicare fantastice care există în ziua de azi, să nege ceea ce se întâmplă în Ucraina, să nege atrocitățile, să nege bombardamentele, da, să nege toate realitățile alea teribile care se întâmplă, da, acolo. Din păcate... E inexplicabil. Da, e o chestiune foarte complicată, pentru că chiar am discutat zilele astea cu mai mulți prieteni și făcut niște interviuri cu câțiva intelectuali ruși importanți pentru Libertatea și îi spun, da, nu putem ascunde faptul că o mare parte
adică un 70%. Așa, da, e un număr foarte imens. Susțin acest război. Asta înseamnă că există tot un lung proces de probleme. Există un revanșism, există o nemulțumire, există, s-au adunat multe frustrări și cumva puterea a reușit să construiască un întreg mecanism de a pune la un loc toate aceste nemulțumire, frustrări și a îndrepta spre problema ucraineană, care este mai complicată pentru că ei vizează nu doar Ucraina, ci vizează conflictul cu Statele Unite. Adică este un dușman mai mare. Ucraina pentru ei este doar marioneta statelor. Crezi că și-ar dori o... Nu neapărat, dar eu văd ca lupta mare cu Statele Unite nu e cu... Adică au o viziune mai amplă asupra acestui... Și toate aceste nebunie s-a creat în timp, s-a format... Nu și-au lăsat alte supape de lucru și asta e o chestiune destul de riscantă, pentru că eu întotdeauna reproșez, de exemplu, Bun, ați simțit că pierdeți Ucraina, să zicem, ca spațiu prietenesc, cultural și mai departe. Dar unde e soft power-ul vostru? De ce n-ați făcut centre culturale? De ce n-ați făcut universități comune? De ce n-ați făcut centre urbane? Adică, așa cum țările dezvoltate se ocupă de acest lucru, așa cum Statele Unite își dezvoltă, e dreptul unui stat puternic să-și dezvoltă aceste relații în care copiii din Belarus sau din Ucraina să se simtă bine și la Berlin, dar și la Moscova. Să nu vrea doar la Berlin, să vrea și în partea asta. Dar asta trebuie să le oferi ceva. Înseamnă că voi nu le-ați oferit. Elita voastră cu ce s-a ocupat? Elita voastră au furat Rusia și au făcut vile în Londra și iahturi pe mări și oceane. În loc să construiți andeni, ați avut 20 ceva de ani, are Putin la putere. Toate bogățiile astea s-au concentrat în mâna unor oameni care au devenit foarte adică puternici. Ei au greșit toate strategiile și acum vreți cu tancul să câștigați respectul Ucrainei și iubirea copiilor ucraineni? Nu. O să vă a fost bumeranga, deci absolut. Și-au câștigat adică, ura. Absolut, adică produceți... Întregi, de asta încerc să explic, că nu se poate așa lucra în stilul pentru că veța, numai de pierdut veți avea. Este cea mai proastă strategie posibilă în relații cu cineva care vrei să fii împreună. Adică să te duci să-i violezi nevasta și să-l bagi. Să-l liberezi. Nu se poate așa ceva. Adică mai ales când ai, tu ca stat, de asta spun că mi se pare mai degrabă un stat slab și revanșist și disperat când apelează la violență. Pentru că în relații cu celălalt, strategia bunătății e întotdeauna mai bună. Eu întotdeauna susțin că a colabora cu celălalt, a construi împreună, pe termen mediu este o strategie mult mai bună. Și asta pentru mine e și o strategie de viață, știi? De exemplu, am observat că dacă ai răbdare, chiar și cei care te înjură foarte tare și ai răbdare să asculți, nu răspunzi cu violență, ci întotdeauna, încă o dată mai încerci, încă o dată, să știi că pe termen mediu și lung de roade. Uite, mi-a venit o idee acum. De ce nu s-ar fi putut crea, să spunem, un spațiu Schengen în al țărilor din fosta Uniune Sovietică? Da, uite, nu s-a putut. De exemplu, eu cred că, din păcate, elitele de după 90, elitele au venit niște elite foarte hrăpărețe care s-au concentrat doar pe propriile interese, îmbogățire, un soi de jaf organizat și tot ce ține de bun comun, de dezvoltare socială și mai departe a fost abandonat. Și acest lucru a dus la un soi de violență mocnindă, revanșism, ură, teamă, neîncredere și eu am sesizat de mult tendința spre revanșism. Sincer, credeam că, de exemplu, deja în cartea Sălbaci Copii Dingo se simte elementul ăsta, că eu spun că suntem o generație care ne dăm seama că am pierdut foarte mult, din multe puncte de vedere. Ceva s-a întâmplat cu noi, adică am sperat enorm de mult că lumea care vine va fi mai egală, mai dreaptă, mai bună și mai departe și ne dăm seama că am pierdut în multe locuri, multe feluri. Și cumva simțeam ca pe o soi de ostași care am luptat într-o luptă neclară și care cumva la sfârșitul vieții, mă rog, intrăm în partea de final al vieții noastre, în ultima 100 de metri și ne dăm seama că am pierdut foarte mult și eu spuneam că ne simțim ca găuriți și eu spuneam că datoria, cumva eu mergeam pe ideea că revanșismul nostru trebuie să fie de ordine, nu trebuie să ne revanșăm pe celălalt, ci pe noi înșine. Cumva ziceam că datoria generației noastre este să arate celor care vin
găurile, rănile, să nu le acoperim. Cam cum s-au simțit soldații ruși întorși din Afganistan. Adică să arătăm rănile noastre. Din Vietnam, adică să spunem copii să nu faceți ca noi, să nu greșiți ca noi. Să faceți, uite, și să nu arătăm că suntem perfecți, să mimăm, că generația noastră e foarte puțin supărată. Observ și în politică s-a simțit în ultimii ani o anumită violență, o anumită nemulțumire. Bine, fiecare dăm vina pe unii, pe PSD, alții pe ruși, alții pe americani și mai departe. Dar eu spuneam, datoria noastră este să ne întoarcem spre noi și să spunem, uite, sub hainele noastre frumoase se ascund multe răni. Ficații noștri sunt praf, viața noastră e praf, rănile noastre sunt purulente și noi trebuie să le arătăm. Datoria noastră este să arătăm aceste răni și să spunem să nu faceți ca noi. Știi, eu cumva credeam, simțeam că există o nemulțumire profundă, una s-a adunat de zeci de ani, dar credeam că cumva noi vom face un pas cumva mai degrabă spre noi înșine și ne vom lupta cu noi înșine pentru a ajuta ca cei care vin după noi să nu repete, să cumva să spere să facă altfel. Nu m-am așteptat că va fi război și iată că avem. Ce ne mai poate uni, Vasile, și nu numai pe cei care duc acum un război nedrept și absurd până la urmă. Pomeneam ceva mai devreme de cultură, de elementele culturale și aș vrea să te trag un pic înapoi în zona asta. Uite, astăzi îl aniversăm, să spunem așa, pe Tarkovski. Tarkovski care a fost un artist universal până la urmă. El a creat în spațiu sovietic și filmele lui, nu știu câte sunt, 7 parcă, așa, el a creat o voce inconfundabilă a cinematografiei și a scos din cu talentul lui, a scos la suprafață niște elemente artistice valabile universal, dacă să le spunem așa. Este unul dintre cele mai universale regizori, să zicem, ruși, sovietici, cum vrem, din perioada anilor, din perioada respectivă. Adică e valabil și atunci și acum. Da, este mare câteva teme mari și late care le folosește mare, mă rog, povestea lui Rublev, care este, culmea, apare într-o perioadă sovietică, imaginea și tema unui dintre cei mai importanți pictori de icoană, iconograf. E foarte bine făcut, tema e foarte generoasă. El are, eu recunosc că sunt foarte mare fan al copilării lui Ivan, care este tema războiului, văzută prin ochii unui copil, e foarte puternic, pentru că schimbă foarte mult radical imaginea despre film, filmul despre război, pentru că înainte exista filmul anii 50, era cu tot alt tip de imagine despre război, acela al victorios și așa mai departe, pe urmă erau filme colective, cumva armata, situația de război, eroismul colectiv și mai departe. Și Tarkovski schimbă foarte mult. Ei sunt câțiva care schimbă puțin această poveste în care război văzut dinspre cei fragili, nu victorios, ca o tragedie. Adică problema războiului nu ca o pierdere sau victorie, ci ca o tragedie imensă în interiorul unei lumi. Pentru umanitate. Da. Adică într-un război nu câștigă nimeni în esență. Asta e o chestiune foarte importantă în felul în care schimbă ei datele problemei și într-o perioadă destul de complicată, anilor 60-70, ei discută chestia asta. Adică ei renunță la ideea de victorie, de ideea victorioasă, în sensul unei înfrângeri a dușmanului și a unui bun care învinge. Ce spune, el arată prin ochii copilor că războiul în sine este o tragedie aproape metafizică fundamentală, care trebuie ocolită cu orice preț, pentru că e tragedie prea mare. Și atunci e o imagine foarte puternică, eu îl consider probabil filmul cel mai bun al lui, chiar dacă e printre primul film de început, filmului de început, mă rog, are înainte mai are ceva. Da, are povestea sacrificiului, iarăși o temă foarte mare. Are oglinda, iarăși, are și câteva acest combinații între SF și, bun,
Stalkerul, da. Care iarăși filmul probabil cel mai cunoscut al lui, da. Și cum cred că a și prins cel mai bine, pentru că acolo iarăși e o poveste foarte, o poveste fascinantă. În carte am scris puțin despre Stalker, da, pentru că îl consider cumva filmul generației de dinaintea mea, a anilor 70, foarte important. Da, cred că ca importanță Stalkerul rămâne probabil cel mai important film al lui. Dar na, aici sunt cu gusturi. Eu nu sunt fană ultimilor perioade, dar generația mea a consumat mult Tarkovski. Eu la un moment dat, noi eram mijlocul anilor 80, descoperam Tarkovski, intram în adolescență și recunosc că ne uitam enorm. Cred că sunt unele dintre ele, am văzut de zeci de ori. Pentru că eram fascinat. Se discuta mult, se citeam, știam cărțile pe care sunt sau scenariile pe care sunt făcute, cum este Stalker de frații Strugatski, știam Solarisul, iarăși da. Era... Solarisul, să știi că cel puțin pentru mine, pentru băiețelul, băiatul de atunci, Solarisul a fost pe primul loc, știi? Da. Poate că n-am înțeles prea bine Stalkerul atunci, da. Dar Solaris era ceva, era un amestec de SF, dar... Da. Și... da, el tragea prin acest element de SF. Da, recunosc că eu acum m-am îndepărtat destul de mult de cinematografia de acest tip, dar rămâne, adică pentru mine a jucat un rol foarte important în formare. Am citit mult pornind de la asta. Ne îndrăgostisem și de tatăl lui, era poet, Arseni Tarkovski. Am și tradus o poezie în carte. Mi se pare că ai și spus, da. Da. Sunt legat de toată cultura asta anilor 60, 70, 80. Vezi tu, că de asta am vrut să te trag un pic în discuția despre Tarkovski, pentru că am auzit foarte multe voci și mai ales pe rețelele de socializare, unde oamenii... au și păreri radicale, unii sunt mai moderați și așa mai departe. Cred că le urmărești și tu și le știi foarte bine. Ce facem acum? Condamnăm tot ce este, ce vine din spațiul rus, din spațiul ex-sovietic? Condamnăm cultura? Îl punem la colț pe Gogol? Îl scoatem din, nu știu, din bibliotecă pe Cehov și așa mai departe? Sincer, nu cred. Eu cred că suntem încă în perioada ferbinte a războiului. Sunt reacții emoționale. Emoționale. Există enorm de multă emoție. Suntem prea emotivi în perioada asta, de asta eu sper cumva, sper în primul rând la finalul războiului ca să ajungă în zona negocierilor, ideea să nu se mai omoară, să nu mai moară oameni, asta în primul rând, dar suntem într-o fază foarte emoțională, emoțiile sunt foarte puternice, oamenii, chiar și am văzut oameni care îi știam foarte, foarte reținuți și așa, au devenit foarte radicali. Înțeleg, nu vreau acum, eu întotdeauna acum sunt foarte reținut, eu merg pe ideea unei încercări de a ieși din logica războiului, eu susțin că noi trebuie să păstrăm cât un spațiu al păcii, adică să fim cât mai atenți la ce vorbim, cum condamnăm și mai departe, evident știm cel care a început războiul trebuie condamnat, cei care sunt victime trebuie protejate și mai departe, dar în același timp să nu intrăm în dincolo, să, pentru că știu ce a însemnat... Să radem tot. Știu foarte bine discuția, m-am documentat o bună perioadă, am și scris pe tema asta, zilele astea o să apară un text foarte mare pe subiectul ăsta al responsabilității și vinei, cine e vinovat, cine e responsabil și mai departe. Sunt niște lucruri care, prin care omenirea a trecut, s-au dat niște răspunsuri. Evident, trebuie să ținem cont de ele și să mai încercăm să mai și noi să răspundem, pentru că va trebui să avem niște responsabilități și există cineva vinovat care trebuie să răspundă, firește. În același timp, eu cred că lucrurile se vor mai calma în momentul în care se va opri războiul. Sper să nu existe tragedie multă, pentru că cu cât va fi rana mai mare, cu atât va fi mai greu de reconciliat. Povestea, cu cât va fi mai mic, cu atât va fi mai ușor, de asta spun, cu cât mai repede se va termina, va fi mai ușor de conciliat. Dacă numărul de morți, evident că toate morțile sunt vinovate, dar așa funcționează omul.
când numărul crește, când sunt păcate foarte, când se adună crime multe, e foarte greu de reconciliat. De asta ele trebuie cât minimalizate. Dar eu cred că în ciuda acestor fapte, noi tot vom apela la... Eu nu cred că după ce nemții au pierdut războiul și a fost judecat conducerea germană pentru crimele produse și mai departe, eu nu cred că Goethe și-a schimbat semnificația, ba din contră. El a devenit și mai semnificativ din punctul meu de vedere. Tragediile pot resemnifica anumite lucruri. Culmea că războiul te schimbă nu doar viitorul, ci și trecutul. Este o chestiune care ne va durea, va fi de multe ori greu să vorbești despre anumite lucruri, vor fi reticențe, există o tradiție a răzbunării, există o tradiție, venim dintr-o cultură puternică cu aceste tradiții. Va exista o fobie, va exista un anumit tip de rasism, să zicem, un anumit tip de nedreptate care se va aduce probabil la excluderea anumitor. Vor exista aceste lucruri, dar noi va trebui tot să participăm la o refacere a unei lumi. Asta este o realitate, iar cultura întotdeauna ne va ajuta. Muzica va funcționa ca un leant, adică Tolstoi spunea o chestie foarte mișto, că el când se supăra pe lume zicea, poate să dispară lumea asta. Și singura chestie care mi-ar părea rău dacă va dispărea lumea, că în general nu mi-am pare rău, că s-a adunat mult rău și el era religios și spunea, dar muzică, de muzică mi-ar părea rău, știi? Adică există, el credea foarte mult în puterea asta a muzicii, că ea poate vindeca, că ea poate funcționa ca un element de curățare, de purificare și mai departe spirituală. Da, vom apela până la urmă, omenirea a cunoscut multe și Europa, fie vorba între noi, e mare maestră în producere de violență, a produs multă violență. Adică nu trebuie să uităm lucrurile astea. Evident că am sperat că nu se va mai repeta, iată că se repete. Europa are o tradiție a căinței, a iertării, a reconcilierii. Va trebui să facem toate aceste lucruri din nou. Speram ca generația noastră să nu prindă aceste lucruri, iată, o prindem și va trebui cu fiecare să participăm, sper să participăm la lucruri bune, nu la lucruri urâte, știi? Pentru că noi suntem fiecare responsabil pentru ceea ce facem noi și scriem noi. Și eu întotdeauna încerc să fiu tot mai atent la chestia asta, nu cumva să scap lucruri care ar putea dăuna celuilalt, care ar putea aduce suferință celuilalt. Și atunci cred că avem responsabilitatea de a face aceste lucruri. Da. Fiecare cum poate. Da, aș vrea să închei cercul discuției noastre cu o întrebare care poate o să te amuze, poate o să creeze așa un mic punct de seriozitate. În toată lumea asta, în toată realitatea asta belicoasă, eu cel puțin văd scena politică românească așa, ca o scenă de liliputani. Aproape că nu se mai simte nimic semnificativ din zona aia. Cu toate astea am văzut și am privit așa oarecum amuzat printre reportajele de război pe care le văd pe canalele străine, că a fost îndepărtat așa Florin Câțu de la conducerea PNL, dar nu despre asta vreau să te întreb ceva, ci despre spectacolul ăla de la tribună de acolo. Nu știu, mi se pare că Rareș Bogdan a spus treaba asta și a fost preluat sau a spus altcineva și așa mai departe, despre Festivalul Democratic de la Congresul PNL de acum 6 luni. Condamna Festivalul Democratic de acum 6 luni. Pe mine m-a lăsat buși B afirmația asta. Deci el considera că a fost prea multă democrație în alegerile de acum 6 luni. Așa. Cum e posibil așa ceva? Deci oamenii ăștia... Câți au picat din prea multă democrație? Da. Da. Cum, Dumnezeu, poți să gândești într-o societate democratică, într-o... Da, acolo era foarte... Eu eram un amestec de caragiale, foarte puternic, pentru că am văzut la un moment dat erau și puse niște filmulețe paralele cu discursul unuia și dintr-o discursul din, cred că din Scrisoarea Pierdută. Ți-am zis că o să te amuze chestia asta. Da, avem ceva foarte profund caragelez și nesemnificative și de un anumit tip de neseriozitate care
cumva că uneori ne doare foarte mult pentru că ne dăm seama că e multă neseriozitate, e multă falsitate, care pe termen mediu și lung pierdem toți pentru că s-a făcut tam-tam cu această echipă câștigătoare ca să vedem că în 6 luni s-a ales praful total din ea. Adică cred că e cea mai scurtă conducere și a unui partid care nu sunt liberal, dar cred că e un partid important. Și trebuie să avem, eu cred că e nevoie de partide puternice, importante, absolut, care se asume. Eu cred că România are nevoie de un liberalism autentic. Întotdeauna am spus că eu susțin că România are nevoie de o elită intelectuală, o liberală foarte puternică, pentru că ei pot discuta. Prietenii mei liberali, îmi face mare plăcere să discut cu ei, pentru că cu ei putem construi ceva împreună. Mie mai greu să discut cu cei conservatori, cu toate că am și acolo destul de mulți amici de foarte bună calitate. Adică nu am probleme pe chestia asta, dar cred că România are nevoie de o practică liberală destul de importantă ca să putem să punem cap la cap niște lucruri. Noi să venim, cei care suntem mai pe filiera socială, să venim cu anumite propuneri, ei să vină cu anumite propuneri. România are nevoie de aceste structuri de partid care se poată impune niște politici, niște practici. Din păcate, ce a ajuns acest partid a apărut foarte comic și neserios și a dăunat enorm de mult și guvernării, și partidului, și țării, și mai departe. Dar alianța asta PSD-PNL mi se pare contra naturii. Așa mi s-a părut și în 2012. Am zis, nu poate exista așa ceva. La noi, e o struță cămilă politică. La noi, contra naturii devine ceva foarte natural. Știi? Da. Adică suntem într-o țară în care lucrurile sunt atât de neserioase încât nu mai există nimic contra naturii la noi. Adică PSD-ul face politică de dreapta, PNL-ul face politică de stânga. Suntem foarte buni la chestia asta de umor. Am văzut semnul că singurul partid liberal autentic care a rămas e PSD-ul sau ceva de genul ăsta, că singura speranță a liberalismului e PSD-ul sau ceva de genul ăsta. Cam așa e, o situație foarte... Așa cum liberalii au făcut o mulțime de practici, de politici sociale, care nu le făcea PSD-ul. PSD-ul era mai cu politici liberali și liberali... Deci asta e tradiția la noi în care tot timpul nu e ce pare, tot timpul e foarte ascuns. Și totul se înțelege pe sub masă, o mică înțelegere și mai departe, pentru că la noi înțelegerile și relațiile directe sunt mult mai importante decât doctrine și mai departe. Cred că o să avem o guvernare PSD din 2024. Sau da, o să fie tot așa niște alianțe de-astea contra noturii? Tot este să avem un exces de zonă, să zicem, naționalistă. Acum, știi, după ce vezi nebunia după ce vezi tragedia din Est, acum ai văzut că nici problemele României nu mai par așa de grave. Că da, asta e, când vezi o tragedie mai mare, acum nici la pandemie ne uităm cu nostalgie. Să începem să devin nostalgici după pandemie. Era liniște, clar. Eu am ieșit astăzi fără mască și mi se părea că îmi lipsește ceva. Da. Uite, de exemplu. Mai ales când privești că după pandemia a venit războiul, acum pandemia pare o perioadă de liniște și calm. Adică ce, trebuia să pui o mască și trebuia să te duci să-ți faci despre ce vorbim. Acum războiul, vedem ce tragedii produc, ce mașinărie de tragedie produce. Și atunci... În sensul ăsta chiar discutam, fusesem la emisiune, mă întâlnim cu domnul Cioroianu și discutam pe drum, veneam cu aceeași mașină și zicea, ce se mai întâmplă prin țară, știi? Deci era sentimentul că aici nu mai știam nimic. Păi am spus scenă liliputană. Pentru că eu uitam, plus că toată ziarele e plină de sus până jos cu războiul, adică toată informația, 90% e cu războiul, și te întreb, dar în țara ce se mai întâmplă? Ceva în țara asta mai funcționează? Ceva noi? Nu mai știa nimic, știi? Și avea sentimentul ăsta că parcă suntem doar cu buletin de rezidență în România și suntem într-un film al unui război altora și mai departe. Asta e tragedia. Acum suntem prinși în asta, să sperăm că se va termina și vom reveni acasă, ne vom ocupa iarăși de problemele noastre, care după război s-ar putea să pară puțin altfel. Adică eu sper, în general am dozele mele de pesimism și mai departe, dar pentru mine de multe ori încerc să văd și partea pozitivă a lucrurilor, în sensul că după o tragedie s-ar putea poate să învățăm și anumite lucruri, adică să apreciem mai mult anumite lucruri din viața noastră, să ne bucurăm de anumite lucruri, adică să ne bucurăm de aceste clipe de pace, să ne bucurăm că trăim împreună, să ne bucurăm că mai avem clipe de a povesti despre cărți și mai departe.
Am să închei cu o întrebare legată de cartea ta din 2021 de la editura Polirom, Sălbaticii copii Dingo. O să o arăt din nou la cameră. Regia e bine? Perfect. Așa. Ai niște promisiuni aici, în cartea asta, legate de, anumite subiecte pe care le vei trata în cărțile următoare. Da. Spui, dar despre asta voi vorbi într-o carte viitoare, dar despre asta și așa mai departe. Știu că mi-am ce mai ne zis. Pregătești? Ce, da, ce sunt mai, mult, mai mulți prieteni care îmi spun, băi, dar tu ai promis deja acolo vreo trei cărți. Sunt două lucruri, sunt mai multe lucruri care lucrez, dar cartea va avea un soi de continuare. Va fi o carte autonomă, dar... Aici a fost adolescența, da. Trebuie să urmeze. Va fi o carte despre anii 90. Probabil se va chema Generația Canibală. E cumva culmea că vreau să-ți scriu despre generația care acum face război. Nu știam că va fi război. Acum, fapt că a început război, cumva lucrurile se leagă și mai clar în capul meu. Atunci simțeam niște nemulțumiri, niște ce s-a întâmplat cu noi, unde s-a greșit, cum s-a făcut. Va trebui să povestesc puțin anii 90, într-o formulă să vedem care va fi. M-a dat peste cap puțin război și m-a stopat. A început un pic aici. Să da. E cu trimitere, deci va fi o trecere. Mai ales că experiența va fi o experiență și experiența românească și experiența basarabeană și puțin experiența estică spre Ucraina-Rusia. Adică vreau să prind această generație a noastră care în anii 90 s-au maturizat. Era un soi de carte a maturizării. Asta e cartea adolescenței. Lucrez separat, mai lucrez la carte care nici nu știu dacă va fi cartea copilăriei sau nu. E despre, în jurul pornind de la moarte, dar culmea, copilăria despre moarte e interesantă. Combinația, dar se va chema Mama se pregătește să moară. Sau Mama se pregătește de moarte. Sau să moară, cred. În care vreau cumva elementul ăsta morții să-l aduc în față, dar prin prisma unei experiențe de copil, de ceea ce se întâmplă în jurul familiei, a jurul morții celor dragi. Și cumva mă interesează foarte mult tema asta și a ritualurilor de moarte în jurul familiei, a prietenilor și mai departe. Pentru că mi se pare că e foarte legată de copilărie și moartea celor în care iubești. Să vedem ce se iasă. Sper una dintre ele să o termin anul ăsta. Da. Îți dai seama că nu era... A, deci la Gaudeamu s-ar putea să avem o nouă carte. De sper una dintre ele să reușesc. Pregătesc și un jurnal 2 din acest jurnal La sfârșitul lumii. Va apărea volumul 2. Tot la cartier? Jurnalul le scot la cartier, restul la Polirom. Așa este tradiția la mine, adică nu vreau să împart în cărți principale și secundare, dar ele cumva sunt cărți care le scriu cu un scop bine definit și cărți care apar aproape natural, care nu sunt cărți. De exemplu, jurnalul sunt textele mele cele mai importante care le scriu pe Facebook și sunt multe care n-aș vrea să se piardă. Și atunci el, în general, eu folosesc Facebook-ul, rețeaua de socializare, ca un soi de jurnal. E publicistică, da. Până la urmă, da. Da, și atunci le prind mulți dintre ele... Publicistică e său. Da, mulți dintre prieteni spun că sunt textele mele foarte bune, o parte din ele, evident că s-adună foarte mult, renunț la o bună parte, dar cele care mi se par cele mai importante le păstrăm și rămâne ca un jurnal. Dragă Vasile, înainte de a ne despărți, să știi că noi avem o... tradiție aici. Ultimul cuvânt este al invitatului, așa că dacă vrei să spui ceva de încheiere, ai toată libertatea să o faci. Te rog. Păi, orice. Visez foarte mult, mă trezesc în fiecare dimineață și spun că acest război nu este adevărat. Îmi vine în continuare, după 40 de zile, greu să accept că el este adevărat. Visez foarte mult să se încheie, fără, evident, a dăuna Ucrainei. Nu vreau să sacrificăm pe nimeni și nimic nu merită să fie sacrificat. Visez să ajungem într-o normalitate în care se pot merge și în Ucraina și în Rusia și în orice țară care mi-o doresc, fără să am stresul unui război, a unei uri și mai departe. Sper să avem timp să ne putem citi cărțile, să ne putem scrie cărțile. Și sper foarte mult să revenim la această normalitate, să trăim într-o țară, cum să zicem, normală. Problemele dinainte acum mi se par mult mai accesibile. Să revenim la ceea ce se cheamă o perioadă de pace, care, din păcate, nu avem.
Dragă Vasile, îți mulțumesc foarte mult că ai venit în biblioteca lui Gelu. Te mai așteptăm oricând cu drag, oricând simți nevoia să te exprimi aici, vei găsi un spațiu al prieteniei și al libertății. Ce să spun, a fost o reală plăcere să te avem aici. Mersi pentru invitație. La final, așa cum v-am obișnuit, vă rugăm din nou să vă abonați la canalul nostru YouTube. De asemenea, vă rugăm să intrați pe pagina noastră de Patreon, unde puteți dona sume care să ne susțină proiectele. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și văzut încă o dată la episodul numărul 9 din podcastul Biblioteca lui Gelu. Ne revedem când ne revedem. Până atunci, aveți grijă de voi și toate cele bune. Numai bine!